astăzi o să facem niște felicitări pentru fetițe. Pentru 1 martie, că... O să fie ziua mamei. O să fie și ziua mamei, așa da, e. 1 martie se oferă mărțișoar. Ziua mamei pe 8 martie. 8 martie. Dar tu când faci la grădiniță pentru mame? Trebuie să sărim ceva. Mami, ce îți place de mâncare? Ce îmi place mie de mâncare? Păi tu ce ai spus că îmi place mie? Îți place supa? Da. Îmi place supa la mami. Dar știi ce mai îmi place? Ce? Peștele. Peștele, așa. Asta e, spus nu pește, e o singură. O singură? Una singură. Și ce ai spus? Supa ai spus? Eu am spus supă. Da, bine și supița, că e bună. Așa. Și avocado îi place lui mama mult. Păi, avocado nu există. Nu există? Cum nu există? Nu există meniul la voi. Există în meniul lor. Dar Edi nu mănâncă. Hai, ce felicitări ne apucăm? Ia, hai să vedem. Ia, arată ce felicitări. Uite, mama le filmează aici. Ia să vedem ce felicitări, uite. Deci am cumpărat... Multe. Să le personalizăm. Da, și fluturași. Noi le-am cumpărat de la Jumbo pe acestea. Astea-s felicitările pentru colegele lui Edi. Da, acestea le-am cumpărat de din Ocean. Așa. Și acestea felicitările din Ocean și și mărțișoarele tot din Ocean. Educatoare. Ia. Astea, așa, pentru domnul educator. Pentru Miss Veronica și asta pentru Miss Vero. Nu, astea sunt pentru fetițe, colegele tale de clasă și astea sunt pentru educatoare, pentru Miss Veronica, pentru Miss Vero și pentru Miss Alexandra, nu? Nu, la engleză. Sunt toate Miss. Păi la engleză ai două Miss? Da, am două. Ok. Dar nu știu cum o cheamă. Am înțeles, e nouă. Ok. Așa. Hai să începem să facem una din felicitări. Ok, eu de la tati pixul, ca să scriu pe ea... Eu vreau cu culoarea de asta. Păi da, ca să scrii acolo, să semnezi tu. Eu sunt cu caiocă. De pușcam. Ce scrii? Vară... Ne urăm o primăvară frumoasă. Așa. Și tu scrii numele tău aici, da? Ca să știe de la cine au primit. Da, acolo. Da. Edi, bravo. Bravo, mama. Acum, cum vrei tu? Uite. Ce culoare de, ia să vedem, că o să le personalizăm, o să lipim un fluturaș. Ia vezi ce culoare de fluturaș vrei să punem pe plicul ăsta. Pe felicitarea asta, pardon. Hai, alege una, care vrei? Așa, stai că trebuie să o lipim, stai să scoată tata, uite de aici. Așa, hai scoatem. Așa, și unde o lipim? Aici vrei să o lipim? Da. Hai, pune-i degețelul pe ea, pasul acolo. Așa, bravo. Și acum trebuie să luăm și o floricică. Ia, pe care o alege Edi? Stai ușor, că asta te ajut să o deslipim de pe ăsta, că aia trebuie să o lipim direct. Uite, o iau pe aia alt. O secundă, pe asta pingă. Mă las pe mine să mă scoți eu pe aia? Da, eu vreau să-i scot aia. Dar nu trebuie să o scoți, asta trebuie să o lipești acum undeva. Invers, cu aia albă în jos. Hai, apasă pe ea așa. Uite așa, apasăm pe ea. Ok. Gata, nu mai scrie nimica, gata. O punem, ăsta e plicul în care închide-o. Închide felicitarea. Așa, hai să o băgăm un plic. Așa, uite așa o băgăm un pic. Le fac și lui mami. Îi facem și lui mami. Faci și lui mami? Și punem și un mărțișor lângă. Un mărțișor pentru fetițe, care am zis că poți să-i arăt, uite, arătă la cameră ce fel arată mărțișorul pentru fetițe. E o brățărică cu un cupcake. Ia, de la mami să vedem. Cupcake. Da. Cupcake care nu-mi place. Ție nu-ți place, dar uite, vezi ce frumos e colorat.
Vezi? Da, lui Edi nu-i plac dulciurile. Edi nu prea mănâncă dulciuri, așa că... Nu-i plac dulciurile în general, așa că... Dar mie îmi plac geleurile. Doar geleurile, da, știe, mamă. Dar în rest, ciocolate și altceva nu mănânci. Primul este gata. Așa, îl dăm deoparte. Începem al doilea. Da. Continuăm cu pentru fetiță sau facem unul pentru... Păi nu, al doilea e... Cum cu, pentru mami faci tu surpriză cu tati. Să nu știe mami. Hai să scriem unul și pentru o educatoare. Aici o să fie Miss Vero. Ok, hai să-i scriu ăsta, pixul ăsta, îl scriu eu. Aici așa. Miss Vero. Ce scrii? Primăvară frumoasă? Da. Primăvară frumoasă. Așa, acum semnează pe jos aici. Așa, ca să știe că e de la tine. Să o păstreze amintire. Că au primit de la Edi. Wow, ai făcut Edi cu Y de data asta. Ok, hai alege un fluturaș pe care să-l lipim. Care vrei tu, da. Așa. Okay. Poți să-i scoți aia ușor, doar aia de deasupra, da? Așa, bravo, puiule. Așa. Știe băiatul nostru, se descurcă. O prinzi acolo, dar e prea mare, după aia aplic. Nu e nimic, asta e. Las-o acolo, să dacă Edi așa a vrut. Ok, hai, și o floricică. Stai să te ajută, tati. Lasă-mă pe mine. Ce culoare e floricica? Tot roz? Nu. Nu e nimic, dar...
Thank you.
se apropie. Am terminat picule cu mărțișoare și cu felicitări pentru doamnele educatoare și pentru colegele lui Edi. Da, Edi este obosit de târziu, a venit după o, după o zi plină la grădiniță unde ai făcut și tenis. A ieșit afară, că a fost frumos, wow. Da, da. Okay. Mulțumim pentru vizionare, dați like și subscribe la filmuleț. Să ne spuneți dacă voi ați... Și să ne spună dacă i-a oferit mărțișoare. Da, da. Vă pupăm și vă așteptăm pe canalul Aventurile lui Edi. Nu uitați să vă abonați.